Locuitorii comunei Chiești mai au de așteptat până când proiectele de infrastructură derulate prin programul PNDR vor fi completate și de această dată proiectele nu sunt derulate din lipsă de fonduri. Primarul comunei Chiești, Leontin Chiș, explică astfel că administrația locală se confruntă cu serioase probleme în derularea unor proiecte de însemnătate pentru comunitate. Deși aceste proiecte sunt în derulare, edilul a declarat că nu există fondurile necesare pentru execuția lucrărilor. Contactat telefonic de sălăjanul Leontin Chiș a exprimat nemulțumirea față de derularea greoaie a Programului Național de Dezvoltare Locală, care conduce la amânări în ceea ce privește execuția lucrărilor planificate. Proiectele amânate vizează alimentarea cu apă și canalizare, extinderea rețelei de apă și canalizare, modernizare drumuri și ulițe. În total, valoarea acestor lucrări este de aproximativ 20 de milioane de lei noi. Datorită faptului că a dat o ordonanță de guvernul Cioloș, că nu sunt bani. Și ce înseamnă pentru comuna Chiești acest fapt, blocarea proiectelor? Înseamnă că nu putem să facem canalizare, nu putem să facem drumuri, nu putem să facem infrastructură, nu putem să facem nimică. Și așteptăm să fie iarna și vorba să fie primăvară, știi? Îmi dau seama ce situație suntem, fără infrastructură care e drumurile să construite 45%. Vă spun că vedeți, dumneavoastră, e un stres enorm de mare când vrei să faci, nu poți face drum, nu poți face apă, nu poți face canalizare, nu poți face nimic, fiindcă constructorul spune, domnule, când să ne încasezi banii? Și noi nu avem o dată să-i spunem, domnule, de mâine a fi mai bine, că nu, nicio siguranță. Precizăm că Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, susține implementarea unor proiecte de importanță națională. Din această categorie fac parte proiecte, lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă. Programul se finanțează din transferuri de la bugetul de stat în limita fondurilor aprobate anual în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, beneficiare și din alte surse legal constituite, informează pagina de prezentare a proiectului. Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat cu destinația finanțării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanțare, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita lunar înscris Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în funcție de necesități, transferul sumelor alocate cu destinația finanțării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanțare. În termen de 30 de zile de la efectuarea transferului, primăriile au obligația să transmită documentele justificative pentru sumele transferate. După această etapă, Ministerul Dezvoltării virează sumele alocate beneficiarilor.